În ultimele luni, la organizațiile de tineret ale PSD au fost aleși noi președinți. Aseară și la organizația TSD Slatina s-a schimbat ștafeta. Florin Dumitrescu s-a retras după ce vârsta nu i-a mai permis să ocupe funcția de președinte. Organizația de tineret de la Slatina a avut rezultate foarte bune în ultimii ani. Tinerii socialdemocrați s-au implicat în mai multe proiecte ce i-au adus mai aproape de oameni. Noul președinte de la Slatina, Alexandru Berechet, a fost ales prin vot deschis, ca de altfel întreaga echipă. Acesta are o sarcină destul de grea, trebuie să aibă rezultate tot atât de bune ca și predecesorii săi. Îmi propun să rămânem o echipă unită, ne așteaptă două rânduri de alegeri foarte, foarte grele, anul ce urmează, și împreună cu organizația vrem să alegem la bun sfârșit, să trecem peste provocări cu brio. Acesta a primit sfaturi și de la mai mari din partid, care speră că evoluția tinerilor socialdemocrați să continue. Sperăm să fie o schimbare în mai bine. Asta nu înseamnă că fosta conducere a avut rezultate proaste, chiar a avut cele mai bune rezultate din istoria TSD-ului, vreau să vă spun. Am observat că se va schimba și la județ. Văd că cei de la Slatina, cei mici, să zic așa, au venit cu o nouă propunere pentru președinte. Ionuț se retrage și el. Sunt doi președinți care au dus organizația de tineret, atât Slatina cât și județul, la cel mai înalt nivel pe care TSD-ul a avut în județul nostru. Sfatul pentru cei mai tineri și mai ales pentru noul președinte este să, cel mai important este să rămână aproape de tineri, aproape de cei care întotdeauna pot fi de folos și să facă parte din echipa lui. Are o echipă, bineînțeles, o să fiu alături de el și alături de toată organizația, cât și eu și președintele, fostul președinte de la TSD Olt, cu siguranță va fi alături de organizația Slatina. Nu există rețeta? Nu există o rețetă. Cât mai multă muncă, știi cum e, muncă plus voință egal succes. Pentru conducerea organizației județene și-a anunțat candidatura Cosmin Floreanu, care îi va lua locul lui Ionuț Ivan. Să povestim împreună cu tine și cu echipa nouă aleasă astăzi, vom putea să depășim, pentru că asta trebuie să fie bariera noastră, la asta trebuie să ne rezumăm, să depășim activitatea pe care a avut-o până acum conducerea tineretului social-democrat. Sunt convins că dacă vom reuși să păstrăm aceeași linie, aceeași unitate care ne-a caracterizat tot timpul. Tinerii socialdemocrați au primit sfaturi despre cum trebuie să facă politică de la deputatul Marius Iancu. Acesta a apreciat implicarea tinerilor în politică, considerând că aceștia vor putea schimba ceva. Este foarte important să reușiți să ieșiți din ceea ce se întâmplă în ziua de azi în politică, anume ați văzut limbajul vulgar, luptă, ură, plângeri penale împotriva legislativului și executivului. De voi depinde ca să reușiți să gestionați aceste informații și să convingeți oamenii să ne dea votul lor de încredere. La conferința județeană a TSD Slatina au participat și membrii PSD Olt, Claudiu Stăncioiu, Adrian Bărbulete și Nicolae Martin.